începe cu concursul Compare, pentru că este concurs fără taxă și deja, dacă participăm fiecare an, putem să considerăm lucrarea noastră semestrială, deci teza noastră, pentru că participă toți copiii și este teza noastră de semestru. Este un test tip grilă și rezultatele obținute la acest concurs, în semestrul întâi, la comunicare, am avut două premii întâi cu 100 de puncte, de Liuș și Buriac, și 7 premii întâi cu 95 de puncte, sau în Neama, Lupinca, Lucu, Rus, Niță și Costi. Și în total 9 premii întâi. Eu zic că pentru o clasă de 23 de copii stăm foarte bine. Rezultatele se văd și nu cred că mai este loc de cuvinte. De asemenea, am obținut 4 premii 2, Nicolescu, Derbac, Bădescu și Stângu Alin, și 6 premii 3, Stângu Casian, Scurt Mara, 7 premii, Miculescu Maria, Daria, Dario și Dejan. Îmi permit să vă spun și pe numele mic și pe numele mare, nu împreună, vă recunoașteți voi, da? Să vă bucurați că sunteți și acolo și acolo. Și o mențiune, Andreea Funar. Deci dacă mă uit așa bine, aproape toată clasa, probabil că au mai fost și absenți de zi în ziua respectivă, nu știu, n-am contabilizat. Diplomele se regăsesc în pachetul de diplome. La comunicare, semestrul al doilea, la această etapă au fost mai atenți pentru 100 de puncte și vă spun de ce și le spun și copiilor și își amintesc foarte bine. Pentru că le-am făcut atâtea precizări și m-am plimbat o oră printre bănci. Le-am spus, căutăm pe text, subliniem, recunoaștem. Nu punem doar așa cum mi se pare nouă că ține minte. Și iată că rezultatele au fost chiar marcate așa. Au avut 9 premii întâi cu 100 de puncte. Damira, Alexia, Antonio, Alin, Ana Maria, Bianca, Eliza, Dani Bădescu și Giulia. Bianca, nu te-am văzut, am crezut că nici. Din păcate, fiind mulți cu 100 de puncte aici, nu au avut posibilitatea să participe la etapa națională decât cei cu 100 de puncte în ambele semestre. Am mai avut un premiu întâi, Doriana, cu 95 de puncte. Au fost 8 premii 2, Dejan, Alex, Mara, Alessandro, Costiș, Alex, Iasmina, Dani Lupinca și Daria. Și 5 premii 3, Dario, Andreea, Casian și Cristi. Cred că toată clasa s-a încadrat aici, deci cred că toți au avut, evident, absenții de zi. A fost perioada în care am mai prins și câteva reprize de varicelă. Și la acest concurs de pe semestrul întâi, la etapa națională s-au încadrat Damira și Alexia cu câte 100 de puncte și au obținut 100 de puncte și la etapa națională. Felicitări tuturor! Bravo, copii! Deci asta e teza noastră. La limba română, da? Același concurs la matematică. Pe semestrul întâi am avut 4 premii cu 100 de puncte. Dani Bădescu, Giulia, Alexia și Alin. Și tot un premiu întâi cu 95 de puncte, Bianca. Un premiu 2, Ana Maria. 5 premii 3, Alex, Antonio, Dario, Dani, Lupinca, Eliza. 3 mențiuni, Doriana, Daria și Damira. Așa cum spuneam și în anii trecuți, roata rotundă se tot învârte. Suntem la premiul 1, suntem la premiul 3, suntem la premiul mențiune, dar asta este, e vorba doar de atenție. Că până la urmă aceste concursuri nu numai ne verifică și atenția, concentrarea, starea noastră din ziua respectivă și poate, de ce nu, și cunoștințele. Poate avem chiar o scăpare și ce le-am spus și lor și le repet, în urma acestor concursuri, indiferent cât am greșit, dacă corectăm, acele greșeli nu le mai repetăm. Deci e un lucru bun pentru că te-ai confruntat cu o situație problematică, nu ai știut să o rezolvi, ai corectat-o și este un câștig. În semestrul al doilea au fost 8 premii cu 100 de puncte. Deci se vede că și la comunicare că am intrat așa în forță. Dani Bădescu, Alin, Ana Maria, Alex, Dani Lupinca, Alexia, Dario, Giulia. Și un premiu întâi cu 95 de puncte, Antonio. 4 premii 2, Mara, Doriana, Damira, Bianca. Un premiu 3, Casian. Și 3 mențiuni, Eliza, Daria, Damira.
S-au calificat la națională 4 dintre copii plus Ana, deci în total 5. Numai că Ana, etapa a doua, a dat-o la Brașov. Și dintre cei 4 calificați s-au obținut 3 punctaje maxime și un punctaj 95 de puncte Alin și punctaj maxim Dani Bădescu, Giulia și Alexia. Felicitări de asemenea! Un alt concurs fără taxă, unde am participat toată clasa, este efectiv în misiune literară. Denumirea nu reprezintă conținutul, subiectele fiind de la toate disciplinele și chiar este un concurs destul de dificil, ca și grad de dificultate, nu este foarte ușor. Am obținut 3 premii, întâi cu 100 de puncte. Eu sunt acolo. Da? 3 premii, întâi cu 100 de puncte, Alex. Alexandru Costiș, Alexia Ana Maria, un premiu 2, Giulia, 3 premii 3, Dani Bădescu, Doriana Alin și 4 mențiuni, Damira, Bianca, Antonio și Mara. Deci 11 premii din 23 de elevi, exceptând absenții de zi. Rămân în sfera concursurilor fără taxă, dar desfășurate în afara școlii, cele care au fost premiate și la serbarea școlii, pe considerentul că participarea a fost liberă și se elimină orice suspiciune de fraudă, să zicem, da? Prin susținerea concursului și colectarea în afara școlii, dar nu numai, este și atmosfera aceea de concurs în care foaia este secretizată, colțul este secretizat, este un fel de olimpiadă. Tocmai de aceea aceste concursuri au fost premiate și pentru că au fost foarte mulți premiați, s-au acordat doar premiile întâi. Și asta pentru noi, ceilalți care au participat și am văzut copiii pe scenă la festivitatea de premiere, nu trebuie decât să ne dea imboldul că atunci când participăm la un concurs să fim atenți. Atât ne lipsește. Atenția, concentrarea și un pic de muncă în plus, în sensul că să-ți faci calculele, să folosești ciorna. Este un lucru foarte important atunci când participi la un concurs. O să încep cu concursul Minimat, un concurs interjudețean de matematică. E un concurs ușor. Eu am înscris acei copii care am considerat eu că vor face față și nu vor veni de acolo cu diferite frustrări, bineînțeles, ținând cont și de dorințele sau preferințele lor. Din păcate, s-a nimerit într-o zi de sâmbătă în care eu inclusiv am avut program, mulți dintre ei au avut program, au ales să meargă la karate, la dansul sau eu știu ce alte activități au avut. Dintre cei prezenți, Bianca a obținut punctajul maxim 100 de puncte și Doriana o bine meritată mențiune. Felicitări! La concursul Minimat, concurs de matematică, la care i-ați înscris dumneavoastră, de asemenea eu le-am sugerat cam aproape jumătate, dacă nu mai bine de jumătate din clasă, le-am sugerat părinților și vă fac precizarea că anul viitor, în toamnă, este concursul. Nu e rău să înscrieți. Înscrierea se face online. Înscrieți dumneavoastră, dar trebuie să aveți grijă și diploma, că o veți primi tot pe mail, tot pe adresa dumneavoastră. Este o etapă eliminatorie online. Îi înscrieți. Vedeți nivelul la care ei sunt. Deci acolo e concursul pentru dumneavoastră. Dumneavoastră îi verificați. E ca un fel de test. Și în funcție de notele obținute la această etapă, merg la etapa scrisă într-un centru unde se dă concursul. Etapa scrisă se desfășoară în afara școlii. Nu toți ați trimis diploma către mine. Am fost nevoită să fac o copie așa, să intervin o altă diploma, să fac niște modificări. Dar am încercat ca în pachetele aici pe masă, fiecare copil care a obținut premiu să aibă o diplomă pentru acest concurs. S-au obținut 2 premii întâi, de asemenea copiii pe care ați văzut pe scenă la serbarea școlii, vorba de Alexia și Alin. 2 premii 2, Dani Bădescu și Bianca. 3 premii 3, Antonio, Giulia și Eliza și o mențiune, Dorian. Felicitări de asemenea! Câteva concursuri cu o singură etapă de desfășurare, înscrierea se realizează prin achiziționarea colegerilor de matematică, comunicare și mici exploratori.
La comunicare, sunt acele colegi pe care ei n-au prea lucrat. Vă spun drept că n-am mai fost când. Sunt colegele pe care le-au cumpărat și le-a permis participarea la concurs. Mă gândesc pentru anul viitor cum ar fi bine să facem. N-ar fi rău să prindem acest concurs, să cuprindem, dar mi se încarc cu colegele. O să fac ce o să pot face. Poate că le cumpăr în fondul clasei și sunt 2-3 copii pe o colegele, lucrăm în clasă. Mă mai gândesc la varianta asta. Oricum, micii exploratori, subiectele au fost ambigue. Deci, cel puțin la acest concurs, la... trebuia să lucrez cu legerea ca să știi de fapt ce ți se cere. Mi s-a părut că nu sunt niște subiecte chiar pentru un concurs la care copilul să știe ce are de făcut. Dar, mă rog, astea sunt părerile mele personale. Importante sunt rezultatele, că avem aici și aici rezultate. La comunicare și ortografie sunt două premii, întâi cu 100 de puncte, Costiș, Alexandru și Alexia. Un premiu întâi, nu fără maxim de puncte, Antonio. Un premiu 2, Alin, două premii 3, Bianca și Casian și o mențiune, Daria. La fi inteligent la matematică, din aceeași serie de concursuri, au fost 15 participări și 8 din 15 au obținut 100 de puncte. Dani Vădescu, Alexandru Costiș, Giulia, Alexia, Dario, Bianca, Ana Maria, Alin. Un premiu 1, fără maxim, Doriana. Un premiu 2, Mara. Un premiu 3, două premii 3, Dejan și Alex Nicolescu, o mențiune, Dani Lupinca. Deci eu zic că din 15 participări, premiile acestea sunt despre. Și la concursul Micii Exploratori, așa cum vă spuneam, am avut 14 participanți, subiectele ciudat formulate, au obținut 3 premii, 2, Dani Vădescu, Doriana și Dani Lupinca. Un concurs, o noutate la care am participat pe primul semestru, să vedem cum este, este concursul Discovery. S-au obținut 3 premii, întâi cu 100 de puncte, Dani Bădescu, Alexia și Alexandru Costiș. 3 premiuri, premii al doilea, Doriana, Alex Nicolescu și Ana, pentru că era încă colega noastră. 4 premii, 3, Giulia, Antonio, Alin și Casian. La concursul Amintiri din copilărie, care a avut două etape, concurs cu taxe de data aceasta, cu subiecte destul de dificile, premiul întâi și medalie de aur e concursul cu medalii, la care... Poftim? Medalie de aur Doriana, scuzați-mă, premiul întâi și medalie de aur Bianca, premiul 3 și medalie de bronz Alexia, 9 mențiuni. Dani Bădescu, Alexandru Costiș, Dejan, Doriana, Dani Lupinca, Eliza, Antonio, Ana Maria și Alin. La etapa a doua, premiul 2 și medalie de argint Alexia, premiul 3 și medalie de bronz Bianca, 4 mențiuni Dani Bădescu, Doriana, Antonio și Ana Maria. La concursul Formidabili, de asemenea, un concurs cu taxă, în trei etape, plus etapa internațională de îndemânare. Am lucrat ieri macheta pentru etapa internațională. Ea este acolo în spate, da? Călător prin țara mea. Asta am făcut ieri și o să vă rugăm pe Facebook când o vedeți să intrați și să votați, pentru că premiul este în funcție de numărul de voturi. Distribuiți și votați-ne macheta. O să o pun și pe grup atunci când va fi cazul. La etapa întâi am avut două premii întâi, Alexia și Ana, 4 premii 2, Dani Bădescu, Giulia, Bianca, Antonio, 3 premii 3, Alexandru Costiș, Teo, care era încă colegul nostru, Alin, 4 mențiuni, Doriana, Dani Lupinca, Ana Maria și Casian. La etapa a doua, două premii întâi, Alexia, Ana Maria, un premiu 2, Dani Bădescu, 3 premii 3, Doriana, Mara, Alin. Și o mențiune, Alex Nicolescu. La etapa a treia, am avut doar 3 participări, că a fost ultima 100 de metri, da, am avut 3 calificați și cu rezultate foarte bune, Alin pe locul 1, Antonio premiul 3 și Casian mențiune. Bravo! Înseamnă că le-a plăcut concursul, că au luat toți premiul. Voi încheia seria concursurilor și pe discipline cu cel mai nou concurs, Gazeta Matematică Junior, desfășurat în două etape și în funcție de punctaj s-a asigurat participarea la etapa finală. La etapa întâi s-a obținut un premiu întâi Alexia, un premiu 2
Dani Bădescu, a mai fost și Ana, dar era deja plecată. Nu au fost foarte multe premii pentru că nu parcursesem încă metoda grafică. A fost înainte de a parcurge metoda grafică. Așa, la etapa a doua am avut 3 premii cu 100 de puncte. Alexia, Alexandru Costi și Alin. 3 premii, 2, Dani Bădescu, Dario și Bianca. 2 premii, 3, Doriana și Dani Lupinca. Iar la etapa națională au participat Alexia, care a obținut premiul întâi, și Dani Bădescu, premiul al treilea. Felicitări! Acestea au fost concursurile pe discipline. Bineînțeles că au mai fost și concursuri de arte plastice și concursuri literare. Aici participarea este condiționată fie de talentul copiilor, fie de pasiune. Dar să știți că se mai întâmplă să trimiteți o lucrare care, a unui copil care poate nu se consideră el foarte talentat, dar care, eu știu, din anumite motive a făcut ceva, a realizat o lucrare nemaipomenită și s-a întâmplat să obține câte un premiu chiar interesant pentru el însuși, că poate nu se aștepta. Acum, aceste premii nici ei nu le știu. Sunt premiile care vin și pe care le trimit prin poștă, sau știu, sunt concursuri locale. O parte dintre ele ne-au trimis diplomele, altă parte încă nu le-am primit, se mai întâmplă să primim și pe vară. La creații literare, iată că am crescut și am început să mai și scriem și e bravo, și bravo lor că încă mai avem de lucru, dar este bine că facem pași mici așa spre creație, nu neapărat ca să ajungem mai scriitori, ci pentru a stăpâni limba română și pentru, înainte de toate, pentru a ne exprima corect de ea și frumos, da? La concursul Poveste de Crăciun, cu povestea Cine este Moș Crăciun, pe care toți au cam scris, a obținut mențiune Alexia și o participare frumoasă Bianca. Tot la creație literară, tot cu o poveste de Crăciun, premiul 2 Alexia, la alt concurs, Nașterea Domnului, la același concurs, dar cu creații plastice de data aceasta, a mai participat Alexia, Dani Lupinca și a mai fost o lucrare premiată cu premiul întâi a Andrei Funar, care este desenatoarea noastră alături de Dejan, deci chiar desenează foarte frumos și întotdeauna când e câte un concurs de desene, sunt implicați. Să nu mai vorbim de Alexia, care întotdeauna, sau Bianca, a trimit lucrări, Doriana, sunt, dar mai trebuie să mai și învățăm, mai și desenăm, încercăm să le facem pe toate. O altă lucrare literară premiată este cea a Anei Maria Sauer, cu Doamna Lăvăliuc și Doi Câini. Câți ai avut, Ana Maria? Unde ești? Acum ai unul, dar în poveste avem mulți, da? A obținut premiul întâi la un alt concurs la Iunatale, concurs la care am primit și lucrări plastice și Dalia a obținut un premiu întâi, Damira un premiu doi. Dintre compunerile selectate de la clasă și trimise la concursurile de acest gen, au mai fost premiate la un alt concurs Natura în culori și versuri, lucrările Anei Maria Sauer și a lui Dejan cu premiul întâi și a Alexiei cu premiul doi. S-au mai obținut la același concurs și premiul pentru desene, premiul întâi Ana Maria și Eliza, premiul 2 Iasmina și Giulia și Maria o participare cu desen. La concursul Paștele la Români, a Alex Costi, și e vorba de colaje aici, de desen colaj, Alexandru Costiș, premiul întâi, Doriana, premiul 2, Dani Bădescu, o mențiune, Târg de Mărțișoare, au confecționat mărțișoare și felicitări de 1 martie, un premiul întâi Alexia, Eliza, premiul 2, Ana Maria, premiul 3, Maria, o participare, la concursul de arte Tinere Talente, un premiul întâi Giulia, premiul 2 Alexia, un alt concurs la care am primit desene și felicitări, ornamente de Crăciun, Damira și Alessandro au primit câte un premiu 2, Ana Maria un premiu 3. La un concurs de pictură despre toamnă, Alexia un premiu 1, Bianca un premiu 2. La un concurs de desene, Sărbătoarea de Paști, Alexandru Costiș a primit premiul 3 și Daria, de asemenea.
La concurs Doriana a obținut premiul întâi, Flor pentru mama. La un concurs desfășurat, chiar, expoziția a fost chiar în clasa noastră, a fost concurs organizat de școala noastră, Andreea a obținut locul întâi, Ana Maria o mențiune, au mai fost participări Dejan și Cristi Sverle. Din păcate, diplomele sunt încă la semnat la ISJ, dar le-am făcut o diplomă de participare cu premiuri. Și în sfârșit, ultimul concurs, Palatul Copiilor, am trimis 5 lucrări și au fost premiate 2, Bianca cu premiul 2, Ana Maria cu premiul 3. Așteptăm de asemenea diplomele. Vă pot încuia suita acestor premii cu faptul că recent s-a încheiat un proiect la care am participat anul trecut cu un echipaj format din 4 elevi, Bianca, Alexia, Dejan și Ana, și echipajul clasei noastre a primit un premiu special. De asemenea, în mapa pe care o vor primi copiii se regăsește o diplomă pe care le-a oferit-o clubul de lectură a celor cititori, participanți cu cei care și-au comandat în mod regulat cărți sau cei care și-au comandat o anumită colecție de carte. Și se mai regăsesc diplome de la Festivalul Recorare. Avem și coriști, Alexia, Giulia, Andreea și Iasmina. Dar să nu uităm că implicarea sau neimplicarea la aceste concursuri este importantă, pentru că